viitor cu ea, cel mai probabil vei oferi atenție. Relația de cuplu nu este ceva care vine ca o cutie cu de toate, cu respect, cu dragoste, cu iubire. Este o cutie goală în care aveți doar ce puneți voi acolo în ea. Și e ca o afacere, într-un fel sau altul. Îi oferi timp, îi oferi atenție, îi oferi energie, ea va crește, va înflori, vei avea lângă tine o femeie care îți va oferi apreciere, îți va oferi relaxare, îți va oferi plăcere. Dar dacă tu nu simți să-i dai atenție, relația aia nu va crește niciun fel. Și de ce ea nu dă bărbatului atenție în aceeași măsură? Uite, vezi? Atunci când este vorba de măsură, eu cât dau, tu cât dai, uite ce am făcut eu, uite ce ai făcut tu, când vine această numărătoare, înseamnă că acolo este multă nemulțumire, acolo este multă frustrare, nemulțumire, frustrare și începe această numărătoare. Cât dai tu, ce dau eu, ceea ce nu duce spre o soluție, ci spre reproș. Focusul nostru, atenția noastră poate să fie într-o singură direcție și anume, ori mă uit spre soluție, spre a ne fi bine, ori spre reproș, spre a concura cine spune mai multe. Sper că ți-am răspuns la întrebare. Deci nu este drumul care o să vă ducă spre o relație frumoasă și nu știu cât de mult îți dorești asta. Nu sunt doctor, sunt terapeut Theta Healing și consilier de dezvoltare personală. Bună! Vă salut! Salut, Elena! Îți mulțumesc! El este flegmatic, eu sunt coleric, din acest motiv nu putem să păstrăm o balanță. Ne iubim foarte mult însă. Ok. Ce îți recomand? Dacă ești colerică, înseamnă că tu simți să vorbești cât mai mult, să spui tot ce ai pe suflet. Ține minte un lucru. Un om care comunică bine este un om care știe în primul rând să asculte. Așa că îți recomand, chiar dacă el este flegmatic și poate ți-e greu și să fii atentă la ceea ce spune, îți recomand să observi balanța asta din interiorul tău și anume nervi, furie și curiozitate față de el. Cât am nervi, cât am curiozitate. Încerc să minimizez asta cu nervii, da? Să-mi observ nervii și să-mi propun să fiu curioasă, să pun accentul pe a fi curioasă, pe a-l înțelege. Și atunci când tu o să fii spre el curioasă, o să-l întrebi, o să-i pui întrebări deschise, fără să-l judeci, fără... o să echilibreze altfel balanța. Sper că te va ajuta asta. Mulțumesc, Mircea, pentru trandafir. Ok. Andy, mulțumesc pentru trandafir, Mircea. Se poate recupera dragostea în relație? Ne-am distanțat amândoi, dar nu vrem să renunțăm. Andy, ce te face să... Care e cea mai mare frică dacă relația se va rupe? Ce vă face să rămâneți acolo? Cât de tare v-ați distanțat? Ce înseamnă că v-ați distanțat? Aveți emoții unul față de celălalt? De ce apare această distanțare? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că cuplurile, cu cât înaintează în vârstă, nu mai fac un anumit lucru pe care îl făceau la început. Și anume, flirtul. Atât de simplu. Fiecare om, așa cum v-am spus de la început, în relația de cuplu își dorește să fie iubit. Să simtă atenție, să simtă că este dorit de către partener. Și filtrul vine și ne face să simțim asta. Adică când partenerul meu se uită la mine într-un anume fel sau îmi face din ochi sau îmi zâmbește, asta mă face să mă simt văzută. Există conexiune, da? Deja s-a bifat conexiune între noi. Mă face să mă simt dorită. Da? E ca o validare. Sunt, exist, mă observă, mă vede, mă dorește. Ceea ce pe mine mă face să mă simt foarte bine. Așa că vă recomand să faceți un mic exercițiu, Andy, și anume să-i propui partenerii tale să faceți o listă cu ce obiceiuri aveați la începutul vostru de relație și ați dori să le faceți și acum.
credeți-mă că vor fi niște lucruri la care poate tu nu te-ai gândit, că ea le-a simțit, le-a observat, le-a trăit atunci la început cu tine. Uite, de exemplu, partenerul meu, acum 14 ani, când eram micuț și ieșeam la întâlniri, îmi lua mâna și când ne plimbam pe stradă, o ținea cumva, nu știu, în zona pieptului. Și asta mă făcea să simt o apropiere, o conexiune. Deci ăsta ar fi un obicei pe care poate nu-l mai face acum și aș putea să-l trec pe listă. Da, asta. Cine știe ce obiceiuri drăguțe care el le are în memorie, le făceam eu. Și dacă ea este de acord să-ți îndeplinească poate măcar unul din obiceiurile pe care le făcea la început, la fel și tu, să te uiți pe lista ei și să încerci să reproduci unul din obiceiurile pe care le făceai la început față de ea și ea tânjește după ele. Astfel, conexiunea dintre voi se poate reaprinde. Multe lucruri sunt atât de simple, ca la sport, da? Cum îți dorești să ai un corp fit? Nu e ceva ce faci deodată, nu intri într-o capsulă și deodată să fii fit, nu există o chestie minune, ci e perseverența. Fiecare dimineață faci sport, fiecare seară faci sport, jumătate de oră, 10 minute, dar e vorba de perseverență. La fel și cu dragostea, cu relația apropiată. E vorba de perseverență, să fii acolo, să te uiți spre partenerul tău, în același timp să-i oferi spațiu, să fii atent în primul rând la tine, să fii tu bine, să-ți observi nevoile și așa mai departe. Comunicăm strict despre copii și planuri imediate. Da, Andrei, atunci când apar copii e cu atât mai dificil pentru că acaparează cumva relația de cuplu și vă vine să discutați despre ei, fie despre situații dificile, fie din admirație să vorbiți despre ei. Știu ce zici și eu am doi băieți și, într-adevăr, atunci când copiii apar, terenul de joacă al adulților e din ce în ce mai îngust și e din ce mai greu să ajungeți unul la celălalt și să aveți momente intime. Așa că ține minte de exercițiul pe care vi l-am dat. Țineți cont de el și sper să vă fie cu folos. Mirela, te salut! Sunt din Roman. Dragilor, vă salut pe toți! Timpul pentru noi doi este deloc. Ok, Andrei, aici este alegerea voastră. Uite, găsiți soluții atunci când copiii merg la grădiniță sau un bunic, cineva, observați-vă nevoile. Uite, de exemplu, eu am nevoie să merg la sală și nu avea cine să mă ajute să stea cu bebelușul ca eu să mă duc la sală. Așa că am plătit pe cineva să stea 2 ore pe zi ca eu să mă duc la sală 2 ore. Asta a fost acum 3 ani când era bebeluș Aris. Da, și apoi am ales să meargă în colectivitate cât mai devreme pentru că asta îl formează și pe el. Dar aici sunt deciziile părinților. Găsiți soluții, pentru că e ușor să fii procurorul nevoilor tale. E mult mai greu să fii avocatul lor, dar eu asta vă recomand, să vă observați nevoile, să discutați, să vă faceți timp. O să fie ciudat. La început poate o să ieșiți în oraș, o să simțiți că sunteți doi străini și că nu a meritat efortul financiar, fizic, da? Dar e important să ieșiți din nou în oraș doar voi doi. Încerc eu personal să am măcar o ieșire în oraș cu partenerul meu pe săptămână. Nu știu, o fi mult puțin, dar mai mult nu cred că reușim. Adică e destul de greu cu programul. Mulțumesc, Doru! Da, dragilor! Da, poate să fie destul de dificil în relația de cuplu atunci când apar copiii, dar sunt soluții. Axați-vă pe soluții, nu doar pe minusuri, că e păcat. Da, noi suntem făcuți să fim aici ca să ne bucurăm. Uite, avem mâini, picioare, să mergem, să ne plimbăm. Căutați să vă fie mai ușor. Uite, seara, nu mai rămâneți mereu doar în casă. Luați copiii, ieșiți pe stadion, că acolo e liber, pot alerga în voie. Și astfel ei aleargă, se joacă, convinge cu ceva, mai stați unul cu celălalt, mai vorbiți, mai schimbați 2 impresii, vă mai faceți din ochi, vă mai atingeți de mână, ceva. Vă recomand, da?
Partea asta cu filtrul în relație e importantă. Elena, te îmbrățișez. Da, dragilor. Ce dificultăți mai aveți în acest moment în relația de cuplu? Care este, nu știu, cel mai greu lucru de gestionat? Credeți că înșelatul ar trebui iertat? Andy, nu contează ce cred eu. Dacă eu aș crede că înșelatul ar trebui să fie iertat și o persoană simte că nu poate, că doare, că e greu, că e cumplit, ce contează ce cred eu? Contează ce simțiți voi, ce credeți voi pentru voi. Nicio părere din lumea asta nu e mai importantă pentru viața voastră decât a voastră. Așa că înșelatul trebuie să fie iertat dacă tu consideri că trebuie să fie iertat.